Uită-te în jur. Lumea asta nu ar trebui să fie așa cum o vezi. Diviziune, boli, discriminare. Lucrurile nu sunt bune deloc. Dar nu așa trebuia să fie. Dumnezeu nu este de acord cu asta. Dar Dumnezeu a găsit o soluție. Să ne aducă din întuneric la lumină. De la moarte la viață. În mijlocul unui întuneric de nepătruns și-a arătat adevărata cale, cea mai bună cale, singura cale după care să trăim. A venit să ne trezească, să ne dea speranță și un sens tuturor. Lucrurile din jurul nostru nu sunt bune și ne bazăm pe Dumnezeu chiar dacă. Chiar dacă smochinul nu înflorește și în vii nu mai este rod, chiar dacă lipsește rodul din măslin, șogoarele nu mai dau hrană și dacă turma din țarc este nimicită și nu mai sunt vite în grajduri, Scriptura nu se oprește aici. Continuă și spune, eu tot mă voi bucura în Domnul, eu tot mă voi bucura de Dumnezeul mântuirii mele. Știu că privim în jurul nostru și parcă nu avem motive de mulțumire, de veselie. Totul din jurul nostru parcă ne împinge spre o situație din asta dramatică, într-o situație din asta depresivă, de anxietate, în care nu ne face decât să ne speriem și mai tare de ce avea să se întâmple, ce avea să ne aducă viitorul, ziua de mâine. Am fost întrebat de când am început seria asta de predici din Habacuc, chiar dacă... De ce într-o vreme în care omenirea are nevoie de mesaje pline de speranță? Eu am ales să predic dintr-o carte așa de dramatică, așa de depresivă, așa de deprimantă. De ce într-o vreme în care războiul stă să ne bată la ușă și am trecut dintr-o pandemie și nu știm dacă mai intrăm în alta? De ce într-o vreme în care auzim de tot mai mulți bolnavi în jurul nostru și o vreme în care parcă se pune mai mult accentul pe tristețe, pe depresie, pe moarte, decât se pune pe bucurie, pe veselie, am ales totuși să citesc, am ales totuși să predic, să încep o serie de predici dintr-o carte, cum este cartea Habacuc. Răspunsul trebuie să fie unul evident pentru toți cei care auzim mesajul acesta. Pentru că lumea în care trăim, în afara bisericii, lumea în care trăim este o lume dramatică. Lumea în care trăim, și nu zic doar în sensul teoretic, nu spun doar în sensul ăla în care este scris sau este doar la știri sau doar la internet, ci și în sensul practic. Vedem cum suferința, cum durerea, veștile proaste sunt lucruri la ordinea zilei care ne fac să sperăm, ca în filmele alea de Hollywood, că va interveni cineva la un moment dat. Tot așteptăm un erou să vină de pe nu știu unde și să facă ceva, să schimbe ceva. Așteptăm să vină cineva cu un plan de nicăieri și să ne scoată din situația în care suntem. Așteptăm ca cineva să vină și să ne dea o veste bună. Așteptăm ca un doctor să ne vindece. Așteptăm ca cineva să intervină și să se termine războiul din Ucraina. Așteptăm ca cineva să intervină în dreptul nostru și să ne ajute cu privire la problemele noastre, la finanțele noastre, la sănătatea noastră. În cele mai mici lucruri așteptăm ca ceva să se întâmple, așteptăm ca ceva să intervină și în goana noastră, în așteptarea asta noastră după ceva, așteptăm, dar nu știm ce. Nu știm dacă va veni. E bine, dragule, așteptarea asta pe care tu o porți în suflet, așteptarea ca ceva să se întâmple, este pusă de Dumnezeu în sufletul tău. Este lăsată de Dumnezeu în sufletul tău. Solomon, în cartea Eclesiast, capitolul 3, versetul 11, spune: orice lucru, el îl face frumos la vremea lui. Orice lucru, la vremea lui. Nu contează cât de trist este lucrul acela, nu contează cât de deprimant este lucrul acela, nu contează cât de mare este suferința, nu contează cât de mult doare. Biblia ne zice că orice lucru, El, Dumnezeu, într-un fel sau în altul, îl va face frumos la vremea Lui, va veni vremea Lui. Și nu se oprește aici, ci continuă versetul și spune, vorbește despre Dumnezeu. El, Dumnezeu, a pus chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care i-a făcut-o Dumnezeu. Gândul veșniciei, așteptările astea ale noastre ca ceva să se întâmple, ca ceva să ne salveze, cineva să ne salveze,
o soluție magică, un om puternic, sunt puse în sufletul nostru de către Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a pus lucrul acesta în inima noastră, atunci va veni și momentul acela ca lucrul să devină frumos, inclusiv suferința. Va veni vremea ca smochinul să înflorească. Va veni vremea ca situația prin care treci într-un fel sau în altul, Dumnezeu să intervină, Dumnezeu să facă ceva în dreptul tău. Sfârșitul îi aparține lui Dumnezeu, nu nouă. Oricum am dat-o. Sfârșitul este al lui Dumnezeu. Și ce ne rămâne nouă de făcut este ceea ce ne îndeamnă Scriptura, să ne veselim de Dumnezeul mântuirii mele. Și fiecare moment pe care noi îl pierdem în tristețe, fiecare moment pe care noi îl pierdem gândindu-ne și făcându-ne scenarii și filme că se va termina rău, că se va termina prost, este un... O zi pierdută în care noi nu putem să ne bucurăm. Și Dumnezeu vine și ne spune că uite care-i sfârșitul. Ni-l arată. Lucrurile vor deveni frumoase. Dumnezeu vine și ne spune veselește-te chiar dacă lucrurile nu se întâmplă când vrei tu, cum vrei tu, așa cum vrei tu. Veselește-te. Treaba noastră în suferință nu este decât să ne veselim de Dumnezeul mântuirii noastre. Dar problema că ne uităm în jurul nostru și vedem așa de mulți oameni triști, vedem o lume care este atât de depresivă, vedem o lume care se îndreaptă în jos și ne întrebăm de ce și răspunsul este simplu. Pentru că lumea în care trăim nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Lumea în care trăim nu L-a descoperit pe Dumnezeu, pe Dumnezeul mântuirii, Cel care poate să schimbe noaptea în zi, pe Dumnezeul mântuirii care poate să transforme suferința în bucurie. Acesta este Dumnezeul nostru și acestui Dumnezeu ne închinăm în locul acesta. Chiar dacă suferim, chiar dacă plângem, chiar dacă în jurul nostru sunt necazuri, noi ne vom bucura de Dumnezeul mântuirii noastre. Și bucuria asta o ai doar dacă Dumnezeu ți-a mântuit inima, doar dacă Dumnezeu ți-a mântuit sufletul. Pentru a putea înțelege mai bine pasajul din dimineața aceasta, trebuie să facem o recapitulare scurtă a ceea ce am predicat, a ceea ce am văzut săptămâna trecută. Trebuie să ne uităm puțin la textul pe care l-am vorbit, din care am vorbit săptămâna trecută, pentru că cartea aceasta, cartea lui Habacuc, și mă gândesc că fiecare dintre voi ați citit-o cel puțin odată, ați văzut că este de fapt un dialog al lui Habacuc cu Dumnezeu. Un dialog al omului cu Dumnezeu. Vedem, am văzut săptămâna trecută, de fapt, că noi trebuie să rămânem, să rămânem lângă Dumnezeu chiar și atunci când Dumnezeu alege să nu răspundă rugăciunilor noastre. Chiar și atunci când ne rugăm de ani de zile și așteptăm un răspuns din partea lui Dumnezeu și în loc ca Dumnezeu să ne vorbească, așa cum de multe ori am văzut, am vrea să ne vorbească prin fel și fel de lucruri supranaturale, spirituale sau prin oameni. Noi deschidem Biblia și ne pică un verset care e exact ceea ce trebuia să citim noi astăzi. Chiar dacă Dumnezeu alege să nu facă lucrurile astea, când cerul tace, noi tot trebuie să ne bucurăm. Nu doar dacă se întâmplă lucrurile astea, ci chiar dacă nu se întâmplă lucrurile astea. Profetul a primit o profeție din partea lui Dumnezeu. A primit o viziune din partea lui Dumnezeu și am văzut săptămâna trecută că profetul, în loc să o numească o veselie, o bucurie, așa cum mulți dintre noi avem impresia că se întâmplă în momentul în care Dumnezeu intervine în dreptul nostru, când auzim daruri spirituale, de gândim că e ceva veselie, ceva bucurie, ceva frumos. Dar profetul vine și spune că traducerea noastră spune profeție, dar în original zice povara pe care profetul a primit-o. Dumnezeu când îți dă un lucru, s-ar putea să fie greu. S-ar putea să fie un lucru pe care care să te împovăreze, să nu-l poți duce. De aceea am spus data trecută, ai grijă ce-i ceri lui Dumnezeu. Habacuc 1 cu 2 spune, în disperarea lui, în prima plângere pe care Habacuc a avut-o înaintea lui Dumnezeu, spune, strig către tine și tu nu asculți, îți cer să oprești violența și tu nu izbăvești. Rugăciunea lui Habacuc din capitolul 1 a fost o rugăciune omenească, pur omenească, așa cum sunt rugăciunile noastre ale tuturor care suntem în locul acesta aici. Pentru că atunci când trecem printr-o problemă, atunci când trecem printr-o suferință, atunci când trecem printr-un necaz, primul nostru instinct nu este să-i zicem lui Dumnezeu, Doamne, chiar dacă nu mă vindeci. Primul nostru instinct atunci când ne punem pe genunchi este, Doamne, scapă-ne.
Primul nostru instinct este să-i cerem lui Dumnezeu să ne scape de problemele, de povara și de lucrurile astea. Și Dumnezeu de multe ori nu răspunde. Ne rugăm, zbierăm câteodată de durere și durerea noastră o transformăm într-o rugăciune pe care o aducem înaintea lui Dumnezeu. Un lucru care nu este greșit, cum am văzut în Scriptură, dar cerul tace și este greu. E greu să vorbești cu cineva și să nu-ți răspundă înapoi. Dar mai ales când vine vorba de Dumnezeu. Dar mai ales când stai pe genunchi înaintea Lui și aștepți să răspunzi din partea Lui Dumnezeu și El tace. Dialogul lui Habacuc cu Dumnezeu continuă. Nu s-a oprit acolo. Și de multe ori, știi ce e mai greu decât tăcerea? Să primești răspunsul pe care tu nu îl aștepți din partea lui Dumnezeu. Tu să te pui pe genunchi și să te rogi ca Dumnezeu să-ți ia o povară, ca Dumnezeu să-ți ia o problemă, ca Dumnezeu să te scape, ca Dumnezeu să te vindece. Și în loc ca Dumnezeu să te elibereze, Dumnezeu să-ți răspundă și să vină și să spună: nu așa merg lucrurile. Și asta vrem să ne uităm astăzi. Atunci, sau chiar dacă nu primim răspunsul pe care noi îl vrem, chiar dacă nu primim răspunsul pe care noi îl anticipăm de multe ori, chiar dacă atunci când ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să ne ia, Dumnezeu câteodată fie ne dă mai mult sau ne lasă să continuăm tot în starea în care suntem, dar nu ne răspunde potrivit așteptărilor noastre sau potrivit cerințelor noastre. Titlul mesajului din dimineața asta, chiar dacă răspunsul nu este cel pe care îl aștept. Habacuc s-a rugat și Dumnezeu i-a răspuns în cele din urmă. Habacuc a strigat către Dumnezeu în disperarea lui. Habacuc a făcut cerințe disperate înaintea lui Dumnezeu și după perioada de tăcere, după perioada în care chiar Habacuc a spus-o în primele versete ale capitolului 1, nu am primit nimic din partea ta decât tăcere. După ce Habacuc a făcut lucrurile astea, a așteptat și în cele din urmă Dumnezeu i-a răspuns, dar nu i-a răspuns așa cum a vrut el și nu i-a răspuns așa cum sunt convins că nici cum ai vrut tu sau cum vrem de multe ori ca Dumnezeu să ne răspundă. Ascultă-te, rog frumos, după prima plângere a profetului Habacuc, răspunsul Domnului. Și dați-mi voie să vă citesc următoarele versete, începând de la versetul 5 în continuare, ce Domnul i-a spus profetului Habacuc. Ascultă-te, rog, uitați-vă printre neamuri și priviți, mirați-vă, uimiți-vă, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care n-ați crede-o dacă v-ar povesti cineva. Iată, voi ridica pe Caldeeni, acel popor crud și năvalnic care străbate întinderile pământului. El va lua în stăpânire locuințe care nu sunt ale lui. Este un popor teribil și înfricoșător. Își are propria lege și nu cunoaște nicio altă autoritate. Caii lui sunt mai rapizi decât leoparzii și mai sprinteni decât lupii în amurg. Călăreții lui se avântă, călăreții lui vin de departe. Zboară ca un vultur care se aruncă asupra prăzii. Toți vin pentru violență. Privirile lor sunt ațintite tot înainte și adună captivi ca nisipul de mulți. Își bate joc de regi și ia de râdere pe conducători. Râde de orice fortificație, căci îngrămădește pământ lângă ea și o cucerește. Apoi trece ca vântul și merge mai departe. El se face astfel vinovat, puterea lui fiindu-i Dumnezeul. Cât de familiar vi se pare textul acesta din Scriptură cu actualitatea pe care noi o trăim astăzi? În modul serios. Cât de mult din ceea ce vedem scris în Scriptură, un text scris cu aproape 3000 de ani în urmă, ni se pare că este copiat cuvânt cu cuvânt de ce vedem de multe ori la știri în zilele astea, de lucrurile care se întâmplă nu chiar atât de departe de noi. Habacuc cere ca Dumnezeu să izbăvească poporul de violență în prima cerere. Habacuc plânge înaintea lui Dumnezeu, îl imploră pe Dumnezeu să scape poporul de violență. Și el, în schimb, Dumnezeu trimite și mai multă violență. El, în schimb, Dumnezeu nu trimite, îngăduie și mai multă violență în poporul acesta. Prima lecție din experiența lui Habacuc, pe care noi am vrea să o învățăm astăzi, este: crede în ceea ce face Dumnezeu.
Crede în ceea ce face Dumnezeu, chiar dacă răspunsul pe care îl primești nu este răspunsul pe care tu îl aștepți, răspunsul pe care tu îl vrei, răspunsul pe care tu îl anticipezi. Crede în ceea ce face Dumnezeu. Pentru că de multe ori noi nu prea credem în ceea ce facem Dumnezeu. De multe ori noi nu prea credem că Dumnezeu lucrează într-un anumit fel sau în alt fel. În momentul în care vine cineva și am auzit de multe ori că lucruri care n-au de-a face cu Dumnezeu. Am auzit pe oameni care s-au rugat pentru să fie vindecați, ca să fie vindecați și n-au fost vindecați. Și în momentul în care s-a dus și s-a mers în fața păstorilor, păstorii au zis, sigur ai un păcat în viața ta, de-aia nu te-a vindecat Domnul. De multe ori Dumnezeu așteaptă, de multe ori Dumnezeu îngăduie ca vindecarea să nu apară în viața ta, pentru că El are un alt scop. Pentru că El are un scop pe care tu nu-l vezi, dar să vedem lucrul acesta mai departe. Ne uităm în versetul 5, spune, uitați-vă printre neamuri și priviți, mirați-vă, uimiți-vă, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care n-ați crede-o dacă v-ar povesti-o cineva. Ceva gen cum se întâmplă astăzi în lumea noastră. Nimeni nu ne-ar crede dacă am povestit ce se întâmplă la televizor, fără ca lucrurile acelea să fie date la televizor. Vreau să ne uităm puțin în istoria poporului acestuia, poporului babilonian, pentru a vedea câteva asemănări cu ce se întâmplă în jurul nostru. Babilonul, cetatea aceasta, caldeenii care au fost ridicați de către Dumnezeu, care au fost îngăduiți de Dumnezeu să aducă judecata peste poporul lui Iuda, ne este prezentat de către istorici, dacă citim în cărțile de istorie, ca un loc de vis. Vedem așa de multe lucruri extraordinare dacă ne ducem online și căutăm detalii despre cetatea aceasta. Era un fel de paradis în Orientul Mijlociu. Se află undeva în zona în care este Bagdadul, în Irak astăzi, cetatea Babilon. Și una dintre cele mai renumite lucruri din Babilon despre care fiecare dintre noi am auzit, una dintre cele 7 minuni ale lumii, așa cum este numită astăzi, grădinile suspendate din Babilon erau acolo. Erau niște grădini așa de frumoase și așa de extraordinare. Veneau oamenii de departe, făceau turism doar să vină să vadă grădinile acestea minunate, frumoase. Erau niște grădini care aveau aproape 15.000 de metri pătrați. Erau fel și fel de plante, de tot felul creșteau acolo. Era un paradis. Oamenii, împăratul Nebucadnețar, pe vremea căruia s-a ridicat Babilonul în vremea aceea, avea niște căbănuțe din alea frumoase acolo, în care regii din toată lumea, din apropiere, bineînțeles, veneau și petreceau momente de vis acolo. Avea un sistem de irigație puțin prea avansat pentru vremea lui, așa cum este descris de mulți oameni astăzi, prin niște cilindri care nu a fost explicat de către ingineri până în ziua de astăzi. Nu-și explică cum au putut ca grădinile acestea care erau suspendate pe terase până la 70 de metri înălțime să fie întreținute așa de bine și să fie așa de frumos aranjat totul acolo. Una din cele 8 intrări în cetatea Babilonului, cetatea cea mare, era de asemenea poarta zeiței Iștar, care de fapt era un arc de triumf, așa cum îl vedem noi prin Paris sau prin București. Dar nu era unul din ăsta așa simplu, făcut din ciment sau din pietre, cum făceau pe vremea aceea, ci tot arcul de triumf acesta, toată poarta aceasta, era îmbrăcată în pietre prețioase de culoare albastră. Prețul estimativ al pietrelor care se aflau pe poarta aceasta, nimeni nu a putut să-l dea până în vremea de astăzi. Era un loc în care ai fi plătit chiar și astăzi să te duci și să-l vezi, așa cum mulți dintre noi plătesc să meargă să vadă Dubaiul sau mai știu ce alte orașe exotice de genul acesta, doar pentru faptul că au anumite structuri arhitecturale deosebite în locul acela. Cetatea nu doar că era frumoasă, dar era și foarte, foarte, foarte bine fortificată. Zic istoricii că cetatea aceasta, Babilon, era și cetate și Imperiul Babilonian, era așa de bine fortificat că dacă era în asediu, dacă orice armată îi asedia, venea peste ei, cetatea se închidea și oamenii puteau să steau bine, mersi acolo, aveau hrană, aveau tot ce le trebuie pentru 3 ani de zile, fără nicio problemă. În cartea Daniel, dacă veți vedea cum a picat cetatea aceasta, împăratul Nebucadnețar, odată o petrecere de 30 de zile când cetatea era asediată de către asirieni. El nu a știut un lucru, că Dumnezeu e mai mare și peste orice fortificație un om va putea să facă. Și în momentul în care el petrecea acolo cu toți
prietenii lui și cu toți mai marii imperiului babilonian, imperiul asirian, îngăduit de Dumnezeu, de asemenea, avea să devieze cursul râului Eufrat, care curgea fix pe sub zidurile cetății. Și armata Asiriei a intrat în cetatea Babilon ca pe autostradă și a cucerit tot. Dar asta nu s-a întâmplat fără voia lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a plănuit tot și Dumnezeu l-a și avertizat pe Nebucanețar în nenumărate rânduri. O scurtă istorie, totuși nu vreau să rămânem doar la lucrurile astea. Dacă privim așa, din avion, toate lucrurile astea, ni se par că este un lucru extraordinar de frumos ce se întâmpla în locul acela. Totuși, pe lângă lucrurile astea, armata Babilonului mai avea și o armată extraordinar de puternică. O armată care era înfiorător de îngrozitoare. Și asta nu o spun doar pentru că Habacuc îi descrie pe oamenii ăștia așa. Habacuc nu folosește figuri de stil în momentul în care îi descrie pe oamenii ăștia. Habacuc nu spune lucrurile astea așa cum o facem noi de multe ori. Tindem să exagerăm, fie într-o direcție, fie în alta. Pentru noi, unii oameni sunt fie prea urâți, fie prea frumoși. Știm lucrul ăsta. Fie unii sunt prea răi, fie unii sunt prea buni. Când, de fapt, adevărul este undeva pe la mijloc, de fiecare dată. Armata Babilonului era o armată extraordinar de renumită pentru cruzimea ei. Și ascultă-te, rog, lucrurile astea. Am stat și m-am gândit mult dacă să le spun sau dacă să nu le spun. Dar Biblia vorbește despre lucrurile astea și trebuie să fim atenți la lucrurile despre care Biblia vorbește. Una dintre tacticile de luptă a armatei Babilonului era războiul psihologic. Și un război psihologic, la fel cum vedem și astăzi de multe ori, nu este unul deloc frumos de privit, de amintit sau de vorbit despre el. Una dintre tacticile pe care armata aceasta le făcea în momentul în care cucerea o cetate, pentru a fi sigur că nimeni nu se răscoală împotriva babilonienilor, era bineînțeles execuțiile în masă. Decapitările, jupuirile de viu, erau niște lucruri care erau la ordinea zilei în locul acela. Niște tactici despre care m-am îngrozit doar când le-am citit. Lucruri pe care doar un om bolnav ar fi putut să le inventeze, ar fi putut să facă lucrurile acelea. Și doar un om bolnav ar fi putut să le pună în aplicare toate lucrurile astea. Nu pot să mă opresc aici fără a nu face o paralelă între poporul acesta, babilonian, un popor despre care istoria ne vorbește și Biblia ne vorbește, se confirmă una pe alta, ca fiind niște oameni extraordinar de cruzi. Și am citit mai devreme niște oameni care sunt renumiți, toți vin pentru violență, privirile lor sunt țintite înainte, își bat joc, iau în derâdere pe toți oamenii care le ies înainte, n-au în minte decât un singur lucru: să jefuiască, să intre în case care nu sunt ale lor, să ia lucruri care nu sunt ale lor, să nimicească și să moare. Și dacă deschideți televizorul și vedeți știrile de la ora 5, sau vedeți ultimele update-uri, vedeți ce-o lăsa războiul în urma lui în localitățile din Ucraina, vedeți câte lucruri au în comun lucrurile astea. Felul în care Dumnezeu descrie poporul babilonian este identic cu ceea ce vedem noi astăzi, cu ceea ce se întâmplă nu așa de departe de noi. Și vreau să fac o scurtă precizare aici. Cartea aceasta, cartea Habacuc, nu se pretează a fi o carte cu profeții pentru oamenii din ziua de astăzi. Cartea Habacuc nu este o carte în care Dumnezeu prezice anumite lucruri care se vor întâmpla astăzi. Cartea Habacuc, Dumnezeu nu vine la profetul Habacuc și spune să scrie pentru viitor. Lucrurile pe care le-a văzut profetul Habacuc sunt lucruri care s-au întâmplat deja. Profeții deja împlinite. Profeții care le vedem scrise în istorie și profeții care le vedem scrise în Biblie. Cartea aceasta nu a profețit războiul din Ucraina și niciun alt război în afară de cel pe care Iuda l-a purtat în momentul acela cu babilonienii. Asemănările pe care le vedem între ce scrie în carte și ce vedem astăzi în jurul nostru reflectă, de fapt, caracterul uman. Reflectă, de fapt, inima omului. Și vedem faptul că inima omului, de 2000 de ani, de 3000 de ani, de câți ani de zile are pământul, este aceeași.
Vedem faptul că cu toate că noi spunem că ne-am civilizat, că trăim într-o lume modernă. Vedem faptul că cu toate spunem că lucrurile s-au schimbat între timp. De fapt, inima omului a rămas aceeași. Și Biblia vine și ne spune și ne avertizează de mult timp și spune faptul că inima omului este deosebit de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Dacă inima omului a fost așa în momentul în care Cain și-a omorât propriul lui frate în grădina Edenului, cu atât mai mult inima omului este la fel astăzi. Și din păcate, nu putem să spunem decât că răutatea parcă se mărește de la generație la generație. Doar că încercăm să ne purtăm frumos când suntem față în față cu cineva. Dumnezeu nu a făcut lucrurile astea, nu Dumnezeu este inventatorul cruzimilor acestora. Dumnezeu nu a fost cel care a plănuit lucrurile astea, ci Dumnezeu pur și simplu i-a lăsat pe oameni să facă ce vor. Dumnezeu pur și simplu i-a lăsat pe oameni să facă ceea ce le dictează inima. În Romani 1:28 spune Pavel, la un moment dat, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în propria lor conștiință, și aici intervine partea interesantă, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Și toate atrocitățile pe care le vedem, pe care le-am văzut în istorie, nu pot să vină decât dintr-o minte blestemată. Dintr-o minte care nu-L are pe Dumnezeu în conștiință. Și continuă să spună ca să facă, i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Lucrurile neîngăduite se întâmplă doar într-o societate care nu-L are pe Dumnezeu în conștiința lor. Lucrurile astea neîngăduite, lucrurile astea blestemate, le-am putea spune, nu se întâmplă decât într-o societate care l-au exclus pe Dumnezeu. Nu se întâmplă decât într-o societate care nu vrea să-L aibă pe Dumnezeu în mijlocul lor. Te întreb astăzi, unde este Dumnezeu în societatea modernă, în lumea modernă? Te întreb astăzi, cât de mulți oameni îl caută pe Dumnezeu astăzi? Te întreb astăzi cât de mulți conducători, în momentul în care sunt pe punctul de a lua o decizie importantă pentru țara lor, îl caută pe Dumnezeu. Și apoi ne mai mirăm că ce se întâmplă în jurul nostru sunt doar nenorociri? Ne mai mirăm de războaie? Ne mai mirăm de faptul că istoria se repetă la nesfârșit? Ne mai mirăm de faptul că ce s-a întâmplat acum 2000 de ani s-a întâmplat ieri? Și probabil se va întâmpla și mâine și se va întâmpla tot așa mai departe. Ce vedem în Biblie, în istorie și chiar la televizor, omenirea de a ne atenționa. Lucrurile astea, omenirea de a atenționa pe noi. Și cu toate astea, noi trebuie să credem, chiar dacă lucrurile pe care le face sau pe care le îngăduie Dumnezeu nu sunt întotdeauna cele așteptate de noi. Pentru că noi nu ne-am așteptat ca Dumnezeu să lucreze așa. Habacuc nu s-a așteptat ca Dumnezeu să lucreze așa. Și să aduc lucrurile astea la o notă și mai personală. De multe ori nu ne așteptăm ca Dumnezeu să intervină în felul în care intervine în dreptul proprii noastre suferințe. Am vrea ca Dumnezeu să o ia din senin, doar să bocnească din degete și totul să se schimbe. Și poate să facă lucrul ăsta, suntem de plin încrezători în faptul că Dumnezeul nostru poate să facă orice. De multe ori Dumnezeu nu lucrează așa cum vrem noi. Nenorocirile din lume nu sunt răspunsul lui Dumnezeu la păcatele noastre, ci ascultă-mă, ci sunt consecințele păcatelor noastre. Nenorocirile astea pe care le vedem în lume nu sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a inventat, ci sunt lucruri pe care noi le-am adus în lume. Sunt lucruri pe care noi le-am acceptat în momentul în care am ales să păcătuim. E o vorbă pe care noi o spunem aici, alegi să păcătuiești, alegi să suferi. E simplu, lucrurile astea două vin la pachet. Chiar dacă păcatul îți provoacă plăcere pentru o perioadă, plăcerea aia se termină și apoi intervine suferința. Și din păcate, de multe ori, suferința este mult, 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 mult mai dură și mai gravă decât plăcerile pe care noi le-am experimentat. Și totuși, chiar dacă este crud și inimaginabil ce se întâmplă în jurul nostru, în asemenea circumstanțe, în circumstanțe din acestea ies la iveală sau se ridică la suprafață oameni precum Habacuc, oameni care îl caută pe Dumnezeu și oameni care vorbesc cu Dumnezeu. În circumstanțele suferinței tale, tu poți să alegi dacă îl lauzi pe Dumnezeu,
poți să faci lucrul acesta. Sau dacă te îndepărtezi de Dumnezeu. În circumstanțele prin care tu treci, prin suferințele prin care tu treci, tu poți să alegi dacă te bucuri de faptul că Dumnezeul este Dumnezeul mântuirii tale, așa cum îl descrie Biblia. Dar de multe ori, noi schimbăm chiar dacă cu doar dacă. De multe ori, atunci când trecem prin suferință, rugăciunea noastră nu cuprinde chiar dacă. Și rugăciunea noastră cuprinde doar dacă. Doamne, doar dacă mă vindeci. Doamne, doar dacă faci ce spun eu. Doamne, doar dacă faci cum vreau eu, cum simt eu, așa cum cred eu că trebuie să fie lucrurile. Crede chiar dacă cel rău este îngăduit de Dumnezeu. Crede în El. Crede chiar dacă trebuie să suferi. Crede chiar dacă smochinul nu înflorește. Crede chiar dacă Dumnezeu nu intervine atunci când vrei tu. Crede chiar dacă intervenția lui Dumnezeu nu este cea pe care tu o aștepți, cea pe care tu o vrei, cea pe care tu o preconizezi. Crede chiar dacă în jurul tău ți se spune că, știi cum, dacă tu ai o problemă în viața ta, ai și un păcat mare în viața ta și trebuie să faci ceva cu privire la lucrul ăla. Da, păcatul este o problemă de care trebuie să scapi. Asta este un lucru de care Biblia vorbește. Dar în același timp, Biblia vine și ne spune că orice s-ar întâmpla, tu trebuie să crezi chiar dacă și trebuie să te bucuri, pentru că Dumnezeu este Cel care va face lucrul acela să devină frumos. Doar că n-a venit încă vremea Lui. N-a venit încă vremea Lui. A doua lecție pe care o învățăm din experiența lui Habacuc, din dialogul pe care Habacuc l-a avut cu Dumnezeu, am zis, crede chiar dacă înțelege voia lui Dumnezeu. Al doilea lucru. Habacuc, Dumnezeu i-a vorbit de fapt lui Habacuc. Dumnezeu a vorbit cu Habacuc și a zis că nu îl va scăpa. Dumnezeu i-a zis lui Habacuc că nu va lua suferința, nu va lua violența din Iuda, nu va face ca lucrurile să se întâmple așa cum El i-a cerut lui Habacuc. Și în momentul în care Habacuc aude din nou vocea lui Dumnezeu, în momentul în care povara de pe umerii lui Habacuc, profeția pe care Habacuc o căra, devine și mai grea. Și ascultă, te rog, răspunsul lui Habacuc în momentul în care realizează ceea ce va face Dumnezeu. Textul este intitulat A doua plângere a lui Habacuc. Și de la versetul 12 începe Habacuc și răspunde lui Dumnezeu și spune, oare nu ești Tu din vecie, Doamne? Dumnezeul meu, Sfântul meu, nu vom muri. Doamne, Tu l-ai rânduit pentru a face judecată, stânca mea, Tu l-ai ridicat ca să pedepsească. Ochii Tăi sunt prea curați ca să se uite la rău. Tu nu poți să privești asuprirea. De ce te uiți la cei mișei și taci când cel rău îl înghite pe cel mai drept decât el? L-ai făcut pe om asemenea peștilor mării, asemenea tărătoarelor care nu au stăpân. Dușmanul scoate fiecare pește cu undița, îl adună în mreaja lui, îl strânge în năvodul lui, de aceea se bucură și se veselește. De aceea el aduce jertfe mrejei sale și arde tămâie năvodului său. Datorită lor, partea lui este bogată și mâncarea lui este din abundență. Va continua el oare să-și golească mreaja și să omoare neamuri fără să cruțe nimic? Va continua el să facă lucrurile astea? Nu asta este întrebarea pe care ne-o punem noi astăzi? Oare va mai continua suferința din lume? Nu asta este întrebarea pe care ne-o punem în dreptul nostru? Oare va mai durea mult? Nu asta este dilema pe care noi o avem în momentul în care aflăm vești proaste? Oare va mai dura mult situația asta? Va mai dura mult suferința mea? Va mai dura mult până voi fi vindecat? Va mai dura mult până îmi voi găsi un loc de muncă? Va mai dura mult până se va întâmpla nu știu ce? Dar partea cea mai frumoasă a răspunsului lui Habacuc este prima parte a versetului, prima parte a acestei plângeri. Pune, oare, Doamne, nu ești Tu din vecie? Și, Doamne, Tu vei rămâne în vecie. Nu doar că ești acolo, vei rămâne în vecie. Dumnezeul meu, Sfântul meu, nu vom muri. Cu toate că moartea bate la ușă, Habacuc vine și spune, nu vom muri. Cu toate că am văzut ce avea să se întâmple, cu toate că am văzut nenorocirile și atrocitățile care vor veni după poporul acesta nesăbuit, după poporul acesta pe care Dumnezeu l-a lăsat în voia minților blestemate, totuși, nu vom muri.
Chiar dacă vedem la știri atâtea vești proaste și chiar dacă suntem înconjurați de atâtea lucruri care nu ne dau nicio speranță din punct de vedere omenesc, speranța noastră în Dumnezeu vine și ne spune că nu vom muri. Nu ăla-i sfârșitul. Nu acolo se termină totul. Nu omul decide ce se întâmplă cu tine, ci Dumnezeu decide ce se întâmplă cu tine. Dumnezeu a rânduit pentru o perioadă oamenii să facă judecată, i-a lăsat pe oameni să judece. Dar ascultă, nu, oamenii nu pot să facă judecata lui Dumnezeu. Nu au cum să facă lucrul acesta. Și înțelege din experiența lui Habacuc că judecata umană este trecătoare, dar judecata lui Dumnezeu ține pentru totdeauna. Habacuc spune lucrul acesta, că omul a venit să judece. Omul a venit să judece, dar dacă ne uităm la om, primul lucru care ne iese, care ar trebui, de fapt, din păcate nu se întâmplă lucrul ăsta, primul lucru care ar trebui să ne iasă în evidență atunci când ne uităm la om, când te uiți la tine, când te uiți în oglindă, ar trebui să fie faptul că tu ești trecător. Primul lucru. Dar din păcate noi trăim ca și cum am trăit veșnic. Noi trăim ca și cum am trăit sute sau mii de ani. Ne comportăm astăzi ca și cum am trăit pentru totdeauna. Nu ne pasă de ce se va întâmpla cu viitorul nostru. Omul în tot ceea ce face, nu doar ceea ce este, este limitat. Este limitat în puterea pe care o are, este limitat în înțelepciunea pe care o are. Dumnezeu a rânduit lucrul acesta. Și dacă omul este limitat în lucrurile astea, atunci el trebuie să fie limitat și în judecata pe care omul o face. Omul nu poate să facă o judecată dreaptă, numai Dumnezeu poate să facă o judecată dreaptă. Omul nu poate să facă o judecată care rămâne, pentru că de multe ori oamenii și guvernele când dau legi spun că aia se întâmplă, ce spun ei, până în momentul în care intervine Dumnezeu. Și în momentul în care intervine Dumnezeu, Dumnezeu poate să schimbe și legile naturii, lucruri de care e clar că omul nu se poate atinge. Poporul Israel a fost judecat, poporul lui Iuda a fost judecat de către caldeeni, de către babilonieni. De fapt, poporul acesta a fost judecat în nenumărate rânduri de către toate popoarele care l-au invadat de-a lungul istoriei, așa cum am citit și în Biblie. Dar cu toate că judecata pe care poporul acesta, prin care poporul acesta a trecut, judecata care avea menire de a șterge poporul acesta de pe suprafața pământului și din istorie, vedem totuși cum poporul acesta a rămas în picioare astăzi. Vedem totuși cum poporul acesta rămâne un semn de putere și vedem cum poporul acesta este supra-binecuvântat de către Dumnezeu și cum poporul acesta stă mărturia credincioșiei promisiunilor lui Dumnezeu. În momentul în care Dumnezeu spune ceva, lucrul acela se întâmplă. Oricine te-ar judeca, oricine ar spune orice despre tine, nu contează lucrurile alea dacă Dumnezeu spune opusul. Oricine s-ar ridica împotriva ta, omul acela sau lucrul acela nu va avea izbândă dacă Dumnezeu stă lângă tine, dacă Dumnezeu stă în spatele tău. Omul își poate schimba părerea despre ceea ce a judecat, despre cum a judecat. Dar după ce ai fost judecat de Dumnezeu, nimic nu se va mai schimba. Omul își schimbă judecata din când în când. Dar Dumnezeu niciodată nu va face lucrul acesta. Și înțelege aici că de oameni poți fugi, dar de Dumnezeu nu poți fugi. Înțelege că de oameni poți să o iei la fugă și să scapi. Oricât de mulți ar fi împotriva ta, ai șanse de scăpare. Poți fugi din calea războiului și poți fugi din calea cruzimii, dar nu poți fugi de Dumnezeu. Cu toții ne îndreptăm, cu voie sau fără voie, ne place sau nu ne place, ne îndreptăm spre momentul acela, spre momentul judecății. La fel cum moartea este inevitabilă, la fel de inevitabilă este și judecata. Ziua judecății, pentru fiecare dintre noi. Matei 10 cu 28 spunea Domnul Iisus la un moment dat: nu vă temeți de cei ce omoară trupul, dar care nu pot omorâ sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să distrugă și sufletul și trupul în ghenă. Și acela este Dumnezeu. Noi suntem chemați să ne fie teamă de Dumnezeu, nu de oameni. Perspectiva lui Dumnezeu este diferită de către perspectiva noastră. Și asta este un lucru pe care ne este foarte greu să-l înțelegem. Ne este foarte greu să-l vedem. Ne este foarte greu să ne gândim la lucrul acesta. Chiar din perspectiva gândirii umane este diferită față de perspectiva lui Dumnezeu. Dacă noi în suferință, atunci când trecem printr-o durere, ne simțim părăsiți de Dumnezeu, simțim că Dumnezeu ne-a abandonat, s-ar putea ca Dumnezeu să aibă o altă părere despre lucrurile astea.
Avem o imagine pe ecran care o să apară acum. Spune-mi, te rog, ce înțelegi tu din imaginea asta dacă te uiți așa la ea? Nimic. Nu-i așa? Încercăm să facem un zoom mai mare. Parcă apare ceva, dar tot nimic nu se întrevede. Dăm mai departe și mai dăm încă o dată. Și acum parcă vedem o imagine întreagă. Vedem, de fapt, o imagine întreagă. Ce îți spune o rană care sângeră? Ce îți spune un divorț, faptul că te-a părăsit cineva? Ce îți spune o problemă sau un faliment? Ce îți spune o boală? În momentul în care ești prins într-o cutiuță din asta mică, în care tu nu vezi decât părticica mică în care te afli, în momentul în care tu vezi numai ziua de astăzi și vezi durerea zilei de azi, vezi nevoile zilei de azi, nu rămâne blocat acolo. Nu rămâne blocat acolo. Nu te gândi că același lucru care se întâmplă astăzi se va întâmpla și mâine, ci caută-L pe Dumnezeu, ci caută perspectiva lui Dumnezeu. Încearcă să vezi care este felul în care Dumnezeu gândește, felul în care Dumnezeu vede lucrurile. De aici de jos avem o perspectivă limitată și perspectiva noastră este limitată de dureri, de nevoi, de necazuri, de boli, de războaie, de fel și fel de alte lucruri pe care noi nu le putem controla pe pământul acesta. Dar perspectiva lui Dumnezeu nu are limite. Perspectiva lui Dumnezeu vede începutul și sfârșitul. Și asta este lucrul la care noi suntem chemați. Știm că este greu, dar ascultă cum continuă Habacuc. După ce vorbește lui Dumnezeu, după ce avem impresia că textul pe care l-am citit acesta, Habacuc parcă iară se ia la harță cu Dumnezeu, cum am spus săptămâna trecută. În momentul în care îl întreabă pe Dumnezeu cât va mai continua lucrul acesta. Dar nu se oprește aici Habacuc. Și în capitolul 2, în versetul 1, spune Habacuc, după ce și-o descărcat înaintea lui Dumnezeu, spune: voi sta totuși la locul meu de strajă și mă voi așeza în turnul cetățuii mele. Voi veghea să văd ce îmi va spune Domnul, ce îmi va răspunde cu privire la plângerea mea. Și ăsta este al treilea lucru pe care vreau să-l ții minte. Așteaptă să vezi ce îți va răspunde Dumnezeu. În necazul tău, în pătrățica aia ta, în ziua de astăzi, în durerea ta, pe patul de spital, așteaptă să vezi ce îți va răspunde Dumnezeu. Așteaptă să vezi cum îți va răspunde Dumnezeu. Stai în așteptare înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu înțelegi, nu descuraja, ci așteaptă ca Dumnezeu să intervină. Așteaptă neclintit ca Dumnezeu să intervină. Spune Habacuc, voi sta în locul meu de strajă și mă voi așeza în turnul cetății. Nu renunță la așteptare. Habacuc nu vine și spune: o să iau la fugă. Doamne, am văzut ce se întâmplă în Iuda, am văzut nenorocirea care avea să vină, i-am văzut pe babilonieni, am văzut războiul acesta dur, am văzut judecata oamenilor pe care ei pot să o facă. Și Habacuc nu spune: voi lua la fugă pentru că știu ce se întâmplă. Ci Habacuc spune: voi sta în locul meu de așteptare, voi sta neclintit, voi rămâne să aștept să-mi vorbească Dumnezeu. Câți dintre noi facem la fel când trecem prin dureri? Câți dintre noi stăm neclintiți în credința pe care am avut-o în momentul acela în care Dumnezeu ne-a răspuns la rugăciuni? De multe ori îl judecăm pe Dumnezeu în baza rugăciunilor neascultate sau în baza rugăciunilor care am fi vrut să fie răspunse într-un anumit fel. Și nu privim întreaga imagine a lui Dumnezeu, un Dumnezeu care vede toată perspectiva. Nu renunța la așteptare, nu da înapoi, nu înceta în a-L căuta pe Dumnezeu în problema ta. Pentru că Dumnezeu se află acolo. Așteaptă neclintit, așteaptă în supunere. Așteaptă în supunere pentru că, știi cum, atunci când durerea apare în viața ta, care este primul lucru care îți vine să faci? Să urli de durere. Dacă cineva îți provoacă durerea, îți vine să-l și pocnești pe ăla care ți-a provocat durerea aceasta. Este în natura noastră. Așteaptă. Așteaptă ca Dumnezeu să vorbească. Așteaptă în supunere înaintea lui Dumnezeu. Nu te răzvrăti înaintea Domnului. Nu te răzvrăti pentru faptul că Dumnezeu îngăduie ca tu să treci printr-o durere. Nu te răzvrăti pentru faptul că Dumnezeu alege să nu-ți răspundă așa cum tu vrei să-ți răspundă, așa cum tu crezi că ar trebui să-ți răspundă. Și în al treilea rând, așteaptă ca El să-ți răspundă.
De multe ori noi o luăm pe dinaintea lui Dumnezeu. De multe ori noi punem întrebarea și noi dăm și răspunsul. Ne rugăm pe Dumnezeu, dar avem în minte un răspuns pe care am vrea ca Dumnezeu să ni-l dea. Așteaptă ca Dumnezeu să răspundă. Nu-i datul sugestii lui Dumnezeu. Așteaptă ca Dumnezeu să-ți vorbească printr-un fel sau altul. Și chiar dacă răspunsul nu este cel pe care tu vrei să-l auzi, stai lângă el. Așteaptă ca Dumnezeu să facă lucrurile astea. În concluzie, chiar dacă răspunsul nu este acela pe care îl aștept, chiar dacă răspunsul nu este acela pe care eu l-am anticipat, chiar dacă răspunsul nu este acela pe care eu îl vreau, trebuie să faci trei lucruri. Lucruri pe care Habacuc le-a făcut. Crede, înțelege și așteaptă. Nu te da bătut. Așteaptă. Țin minte, au câțiva ani de zile, nu eram în țară, pe lângă faptul că eram păstor de tinere la o biserică, a trebuit să mai iau încă alte două joburi pentru a putea să îmi întrețin familia și pe lângă faptul că eram păstor, lucram la o firmă de întreținere, a trebuit să mă fac și șofer pe taxi, pe Uber. Au fost unele dintre cele mai minunate experiențe pe care le-am avut cu Dumnezeu. O reieșit din jobul acesta pe care chiar n-am vrut să-l iau. Pe care l-am luat din nevoie, pentru că trebuia. Și țin minte la un moment dat, după ce terminasem o seară de tineret, într-o seară de vineri, după ce predicasem, am terminat jobul meu normal, m-am dus să-mi predica la tineret, seara am ieșit să fiu taximetrist. Era o seară de ianuarie, din aia rece, în care oamenii n-aveau chef de nimic după sărbători, în care nimeni n-avea chef de viață, în care totul era trist. S-a făcut vreo ora 3 dimineața, nu aveam așa de mulți clienți pe cât aș fi vrut să am să pot să mă întorc acasă. Și în mașină la mine s-a urcat o tânără. Nu avea mai mult de 20 de ani. Era așa abătută și n-avea chef de nimic, nici am înțeles-o, pentru că eu eram în aceeași situație în care era și ea. Am condus-o înspre destinația ei, spre locul în care ea trebuia să ajungă. Și la radio era o melodie creștină. Era, de fapt, un post de radio creștin pe care îl ascultam de fiecare dată. Și când a început piesa, o piesă, o anumită piesă să cânte, am văzut cum fața fetei acesteia s-o încrunta puțin. Uite la mine și eu zis, tu ești creștin? Evident, i-am spus că da. Trebuie să recunosc, n-aveam niciun chef de evangelizare în seara aceea, în dimineața aceea. Nu vreau decât să mă duc acasă. Și întrebarea pe care ea mi-a pus-o în seara aia m-a făcut să mă zgudui puțin și mi-a venit cheful de evangelizare imediat. Și mi-a zis, ce părere are Dumnezeu despre oamenii care vor să se sinucidă? Am realizat imediat de ce a pus întrebarea aia. Am realizat imediat gândurile pe care fata aia le avea în momentul acela. I-am vorbit despre Dumnezeu, i-am zis, ce gânduri are Dumnezeu referitoare la lucrurile astea, am spus că ăla nu trebuie să fie finalul. Am făcut o evangelizare, așa cum am fost învățat la școală, la seminar, am îndreptat-o spre o biserică și am plecat. 3 săptămâni mai târziu, eram exact în aceeași situație. Era 3 dimineața după o zi lungă de muncă, după o zi lungă de predicat, după o zi lungă în care trebuia să mai fac câțiva bani. Era 2-3 dimineața și aveam așa un sentiment ciudat de deja vu. Aveam așa un sentiment ciudat că tot ce se întâmplă în seara aceea parcă am mai retrăit încă o dată la un moment dat. Și la un moment dat începe la radio pe care îl ascultam, același post de radio creștin, începe o piesă, Matt Redman, Abide With Me, Rămâi Cu Mine. Era exact aceeași piesă pe care tânăra, pe care o dusesem cu 3 săptămâni în urmă, cânta la radio. N-a început bine piesa, am ajuns la locul de unde trebuia să iau pe cineva și când s-a deschis ușa, era exact fata aia. S-a urcat în mașină, când m-a văzut exact pe mine, când a auzit piesa, a început să plângă în hohote. Și mi-a zis, de 3 săptămâni mă rog ca Dumnezeu să-mi răspundă.
De 3 săptămâni am făcut ceea ce Tu mi-ai zis să fac. Și acum eram pe punctul să mă duc să mă arunc în lac. Un lac rece. Am crezut că Dumnezeu nu mai vrea să mai aibă de-a face cu mine, că Dumnezeu m-a părăsit. Am crezut că Dumnezeu nu mai vrea să-mi răspundă și mi-a răspuns totuși într-un mod în care, din punct de vedere uman, era imposibil. Știu că e greu să rămâi în ascultare înaintea lui Dumnezeu atunci când durerea crește. Știu că e greu să înțelegi cum lucrează Dumnezeu în momentul în care vezi pe cineva drag ție, cum suferă, cum plânge lângă tine. Știu că e greu să crezi în momentul în care vezi atâtea nenorociri în jurul tău. Dar Dumnezeu ne îndeamnă și ne spune să facem un lucru. Ne îndeamnă și ne spune să rămânem lângă El. Chiar dacă nouă ca oameni ne pare imposibil lucrul ăsta, și știu că mulți dintre noi i-am întors spatele lui Dumnezeu. Mulți dintre noi, în momentul în care am trecut prin durere sau în momentul în care ne-am izbit de durere ca într-un zid, ne-am răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Și n-am mai rămas aceiași. N-am mai rămas același care cântam aici la biserică cu mâinile pe sus. N-am mai rămas același care se ruga cu atâta foc. N-am mai rămas același care cânta, care citea din Scriptură, care se ruga. Noi oamenii ne schimbăm, dar știu un lucru. Că El, Dumnezeu, rămâne același. Că El, Dumnezeu, este același. Și nu putem să încheiem momentele acestea, dimineața aceasta, fără să nu îi cântăm din nou lui Dumnezeu și să-i spunem: Tu ești și Tu vei rămâne același Iisus care a murit pe cruce. Tu vei avea aceeași dragoste pentru mine. Chiar dacă trec prin suferință, fața Ta, ochii Tăi încă plâng pentru mine, încă ești lângă mine, încă îți pasă de mine. Și chiar dacă mai trebuie să mai aștept 3 săptămâni sau dacă mai trebuie să mai aștept încă un an de zile, chiar dacă trebuie ca durerea să se prelungească încă puțin, chiar dacă nu voi primi răspunsul pe care eu îl vreau sau pe care eu îl aștept, spune: Eu vreau să rămân lângă Tine, Iisus. Ești Tu dispus să faci lucrul ăsta? Te rog să te ridici în picioare. Și înainte să cântăm, lasă-mă să mă rog pentru tine. Acolo unde ești, pleacă-ți capul. Și nu-ți cer să faci mare lucru, ci doar să privești către El, să-L cauți pe El. Doamne, privim în jurul nostru și câți oameni sunt aici, atâtea probleme sunt aici. Doamne, câți oameni ascultă mesajul acesta, atâtea dureri și atâtea necazuri și atâtea inimi care au fost la un moment dat frânte, au fost la un moment dat rănite, Doamne. Și, Doamne, Te rugăm frumos ca Tu să intervii în momentul acesta. Doamne, Te rugăm frumos ca Tu să privești în dreptul fiecăruia dintre noi și ajută-ne, Doamne Tată, să rămânem lângă Tine, indiferent de ce se întâmplă în lumea noastră. Ajută-ne, Doamne, să privim către Tine, chiar dacă durerea va crește. Ajută-ne, Doamne, să privim către Tine și să stăm lângă Tine, chiar dacă așteptarea e mai lungă decât am vrea noi să fie. Ajută-ne, Doamne, să nu Te pierdem niciodată din vedere. Ajută-ne, Doamne, ca noi să rămânem lângă Tine, la fel cum Tu ești dispus să rămâi lângă noi, chiar dacă lumea aceasta s-ar prăbuși, chiar dacă totul din jurul nostru ar pica la pământ, Tu vei rămâne tot același Dumnezeu. Doamne, privește către noi, dă-ne credință, ajută-ne să Te înțelegem și, Doamne, mai mult decât orice, ajută-ne să așteptăm, dă-ne răbdare să așteptăm, oricât de mult ar trebui. Fii cu noi, Doamne, Tată.